Rețeaua EURES, care plasează persoane calificate pe piața muncii în domeniul hotelier gastronomic, aduce o rază de speranță pentru sălăgenii a căror viață este tot mai grea. Sunt disponibile 145 de posturi pentru cei care stăpânesc limba germană, limba engleză, dețin calificare și experiență relevantă și care sunt dispuși să desfășoare activități sezoniere în Germania. Angajarea se va realiza pe o perioadă de șase luni începând cu luna octombrie 2013 sau cu aprilie 2014 în funcție de fiecare angajator. Se caută barmani, 30 de posturi, ospătari, 60 de posturi, bucătari, 45 de posturi, manageri restaurant, a la cart și personal serviciu, organizare, banchet, 10 posturi, care au disponibilitate de a munci la standarde europene. Salariul care va fi oferit de angajatorii germani va fi cuprins în funcție de calificare și experiență profesională între 1.500 și 2.000 de euro brut pe lună pentru ospătar, 1.850 și 1.950 de euro brut pe lună pentru barman, și 1500-2100 de euro brut pentru bucătar. Sălăjenii au acum șansa de a câștiga un salariu extrem de atractiv. Mai exact, ei pot intra în posesia a 11 salarii minime pe lună din România într-o singură lună de muncă în Germania. Acest lux poate fi știrbit doar de faptul că se lucrează în weekend și în sărbătorile legale. Deși se vor lucra 40-45 de ore pe săptămână, cazarea poate fi asigurată de către angajator, fie gratuit, fie contracost la prețul de 270 de euro pe lună, iar întreținerea poate fi și ea gratuită, negociabilă sau pe cont propriu. Persoanele care domiciliază în județul sălaș și sunt interesate de posturile oferite se pot adresa consilierului EUREST din cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Sălaș pentru a putea obține detalii suplimentare pentru a fi înregistrate în baza de date pe baza documentelor solicitate și pentru a primi invitație de participare la preselecția care va avea loc la Sibiu în zilele de 5 și 6 septembrie 2013.